Mulțumim, într-adevăr, deci ați făcut o treabă foarte bună. Mă uitam acolo pe acel afiș, volumul dedicat lui Constantin Brâncoveanu, care de asemenea este scos în condiții tehnice excelente, și acesta dedicat mavrocordaților. Important este că le aduceți la cunoștința publicului larg, pentru că ar fi fost mult mai greu să vă avem acces la arhive, ca și mirenii, știu, pentru cercetare. Chiar vorbeam cu colegul meu, Alexandru Ștefănescu, că este o problemă în a accesa fondurile arhivistice, deci nu numai cercetătorii ar trebui să aibă acces, poate și persoanele, știu, nu neapărat cercetători sau cadre didactice, și noastră chiar asta ați făcut prin aceste două volume. Și doamna Brutaru chiar spunea mai devreme că aveți de gând să scoateți anul acesta și un volum dedicat lui Antimi Vireanu, pentru că 2016 este anul dedicat Sfântului Martir Antim Ivireanu. L-aș ruga pe domnul profesor Moțoc dacă vrea să ne spună câteva cuvinte. Da. Bine, eu îmi reamintesc atunci când eram student la paleografie latină, ca asta făceam, ce însemna să ai un document prezentat în condiții grafice rezonabile. Și deci, când mă uit aici, îmi dau seama că studenții dumneavoastră vor avea într-adevăr ocazia să învețe. Întotdeauna, în momentul în care apare un volum de documente, nu mai vorbesc în astfel condiții grafice, este un eveniment deosebit. Prezintă interes atât pentru cercetători, cât și pentru publicul. Orice om instruit este bine să studieze. Vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta asociația, în măsura în care asociația noastră de tineret dezvoltă programe culturale și educative, și a fost o decizie ulterioară din 2014, văzând că tinerii sunt interesați de carte în continuare, deși mult mai mult, bineînțeles, de gadgeturile electronice, să înființăm și editura. S-a amintit de proiect, dar nu s-a amintit finanțatorul. Este finanțată cartea într-o proporție mare, în măsura în care Ministerul Culturii susține aparițiile editoriale, dar nu întru totul, de către Ministerul Culturii prin administrația Fondului Național Cultural, deci prin AFCN. Noi ne bucurăm că am reușit să-i convingem cu acest subiect, cu practic de două ori la rând, și cu Brâncoveanu și apoi cu macrocordații. Vă spun că în continuare, deși între prioritățile dumnealor erau literatura contemporană și creația pentru tineret, dar în alt sens, tot au găsit că este interesant ca această formă de patrimoniu să apară și să fie făcută cunoscută în forma ei originală, dacă vreți. Vă mulțumesc și sper că să vă placă teatrul care. Titul după viața? Așa, nu mai adaug eu. Mulțumim. Vreau să mai adaug ceva, pentru că mi-am adus acum aminte. O să facem probabil în următorul volum ceva mai mult decât am făcut până acum. Și o să încerc să duc menirea până la capăt aia de arhivist și să dau acces cât mai liber și mai ales să fie cunoscută cu accesul, să știți în arhivă, este foarte coasă între oricine și poate să studieze. Problema cea mai grea pentru partea medievală, dacă vreți, chiar modernă, este accesul impus sau restricționarea accesului din cauza de limbă, de cunoaștere de paleografie, bariera de limbă, într-adevăr, și atunci m-am gândit, este foarte greu, se lucrează greu, să încercăm probabil atrăgând și studenți în toată activitatea asta, de a
transcrie documentele alături de imagine, de rezumat. Există și o transcriere în integralitate, o editare, dacă vreți, de documente, dar care să fie nu doar o ediție, așa cum sunt corpusurile de documente ale Academiei Române sau cele pe care am studiat și le studiem cu drag de fiecare dată. Și, mă gândesc să am și imagine la fiecare dată. Să pot, într-adevăr, să și văd, să urmăresc, să și învăț în același timp și să e mult mai accesibil pentru toată lumea. Am încercat și aici, însă v-am zis că de multe ori se întâmplă că nici noi la Arhive, să știți că nu mai avem specialiști, în ce în ce mai puțin se apleacă asupra paleografiilor, probabil același lucru se întâmplă și în universități, pentru că începe paleografia să devină deja o disciplină marginală în curicula universitară. Da, exact. Deci, continuăm. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, vă urăm succes și ar trebui să vă promovați și dumneavoastră, de exemplu la noi la Facultatea de Litere, la specializarea de bibliologie, am înțeles că s-a scos paleografia, a rămas paleografia latină, foarte puțin paleografia slavă română, domnul Mihăilă Pina o făcea înainte, eu am făcut cu dânsul, am înțeles că nu se mai predă. Da, și sunt din ce în ce mai puțin cunoscători.